Joi, la ora 15, în Da? jur de 16, ajung la spital fratele meu cu cumnata mea. Da? Dânsa trebuia să nască, a intrat la UPU, bineînțeles, soțul nu a putut să intre, doar dânsa a intrat. A luat-o doamna doctor care a fost de gardă, a consultat-o, i-a făcut tot, a zis că e de naștere, în câteva ore o să nască fără probleme, totul e în regulă, ecografii, tot ce i-a făcut, tot ce trebuia să facă. Ce doamnă doctor a luat-o în primire pe... Doamna rezident Daniela din București, dânsa, aflând încoace, nu știam. Da. A băgat-o la 5 fără, 5 și ceva, în operație. Tot a zis că decurge exact cum trebuie. A pus-o pe operație, tot când să scoată copilul să nască, cumnata i-a spus că ea nu mai poate și că vrea neapărat cezariană. Da. Dânsa i-a spus că nu se poate, în primul rând că nu există cuvântul nu pot și în al doilea rând că nu există, nu avem anestezist în spital. Dânsa tot spunându-i că nu mai poate și că nu mai poate, crede că moare, dânsa i-a zis că nu și nu. A mers pe ce a crezut dânsa că trebuie să meargă. Într-un final a ieșit copilul, când a scos capul. Dânsa bănuiesc că e o fi zis că a născut copilul, că a scos capul, că reușește, că ce o fi zis acolo, nu știu exact. Când a scos copilul, nu a plâns, nu nimic. Acum nata mea întreba într-una de ce nu plânge, de ce nu se aude, de ce se întâmplă. Dânsa nu i-a mai zis pe parcursul până s-a terminat absolut nimic, nu i-a răspuns la nicio întrebare din ce a pus, din ce i-a spus. Într-un final i-a spus o doamnă asistentă să chem pe domnul Said, doctorul care i-a urmat sarcina de la început până la sfârșit, să-l sune neapărat să vină în pijamale, cum poate să ajungă la spital cât mai repede. Domnul a ajuns cu, bineînțeles, cu anestezistul. S-a găsit anestezist până la urmă. S-a găsit, da, bineînțeles, s-a găsit, într-un final s-a găsit, da, bineînțeles. A ajuns, cumnata mea întrebând într-una ce se întâmplă, de ce nu îl arată, de ce nu plânge copilul, absolut nimic, nu e, nimeni nu i-a răspuns absolut nimic. A cusut-o, că a și tăiat un tețâimb, a cusut-o, a dus-o la reanimale. Da. În timpul ăsta, de la 8 fără, când s-a terminat nașterea, până la 11 și ceva, noi am sunat de acasă pe toată lumea, nimeni nu ne-a dat niciun răspuns, nu ne-a răspuns, nu ne-a, absolut nimic, n-am știut nimica. Cum se numește, doamnă, persoana în cauză care a născut? Ne puteți spune? Gheorghe Vasili Petre, acum e pe Petre Vasilica. Deci, Petre Vasilica se numește, da? Da. Și câți ani are doamna Vasilica? 31, 30, nu știu să mai vă zic acum Deci, în exact. jur de 30 de ani. Și Da. copilul, eu am înțeles că s-a născut mort, așa spuneți dumneavoastră. Da, e mort, da. Și stai să vă spun povestea până la capăt, că sfârșitul e dureros. Vă rog. A băgat-o la reanimare, la 8 fără, s-a terminat consultația. Domnul Said a zis că, după cum știe ea, cât și mai aduce ea aminte în cazul cum a fost atunci, a zis că a venit în 10-15 minute, nu poate să aproximeze exact, că nu avea ceas, nu știa exact cât a durat. A venit, a dus-o la reanimare, cum v-am povestit, la 8 fără, i-a dat telefonul să sune, că n-a avut absolut nimic să sune. A venit domnul Said cu doamna în cauză, Dan, și s-a zis că nu mai e nimic de făcut și copilul a murit. Ea atunci a întrebat pe doamna doctor, doamna doctor, când v-am spus să mă băgați în cezariană, de ce nu m-ați băgat? Doamna doctor, nu a mai spus niciun cuvânt de când a intrat în operație și până s-a aflat că copilul este mort, l-a omorât dânsa. Nu a mai spus niciun cuvânt, nu i-a răspuns la nicio întrebare pe care i-a pus-o cumnata, nu i-a răspuns la nicio întrebare. Auziți, doamna Spânu, s-au dat ceva bani pentru, ca și șpagă pentru intervenția medicală? Nu, Nu s-a nu, nu. dat. Asta e ideea, că nu s-a dat nimic înainte. Deci, Poate asta a fost auziți, problema. dumneavoastră credeți că din cauza asta s-ar fi născut copilul greșit pentru că nu s-au dat bani? Oare și din cauza asta și pentru că doamna e rezident, doctor. Deci, Încă nu considerați știu. că un rezident ar avea pregătire pentru o naștere? Păi dacă nu era în ca, dacă nu se știa pregătită pe dânsa, că ne-am interesat și noi și am aflat că un medic rezident, dacă crede că nu este în stare, sună un specialist. Dânsa a sunat specialistul foarte târziu, după ce a omorât copilul. Am înțeles. Ați adus Dânsa a la... dat. Doamna spun, ați adus la cunoștință neregulile astea conducerii spitalului? Ați vorbit cu Sta cineva? să vă zic, sta să vă zic, n-a fost nimic.
V-am zis, cum a ajuns la 11 jumate domnul Said cu doamna, a întrebat cum nata, nu i-a răspuns nicio întrebare, a zis că nu se poate răspunde nimic. A noi, în timpul ăla, când ne-a sunat la 11 și ceva, ne-am dus la spitalul județean Călăraș, la ora 12, cred că eram în fața spitalului, ne-am dus că cum fratele meu a vrut să vorbească cu domnul Said sau cu doamna la telefon, să explice ce s-a întâmplat. Și a zis că nu vorbește la telefon, doar că și el a spus, dacă vin la spital acum, mă așteptați să-mi dați o declarație, să-mi spuneți ce s-a întâmplat? Și a zis că da, este de acord să-l aștepte. Am ajuns la ora 12 la spital, de la poartă ni s-a zis că este domnul doctor a plecat, Said, cu anestezistul, și am zis că o să vrem să vorbim cu doctora de gardă. Da. Însă n-a vrut să discute cu noi absolut nimic, n-a vrut să iasă din spital, am chemat poliția, a urcat poliția sunt la dânsa, a zis că nu vrea să coboare, apoi a venit criminalistica, într-un final, adică am stat până la 3 jumate, nimeni nu a coborât. Da. A venit criminalistica după ce am plecat noi, după 3 jumate, s-a trezit fratele meu cu criminalistica la 5 dimineața, acasă, a luat declarații. A doua zi ne-am dus iar de dimineață, să o căutăm pe dânsa, nimeni nu ne-a mai răspuns, nimeni nu ne-a dat niciun semn, nimeni nu ne-a răspuns la nicio poartă, nu ne-a absolut nimeni nimic. Ne-am dus să depunem o plângere la colegii medicilor din Călăraș și acolo am aflat că dânsa nu aparține de spitalul Călăraș, aparține de spitalul București. Am depus plângere acolo, ni s-a zis că o depunem, dar nu o să primim niciun rezultat. Și azi, mâine ne ducem să luăm copilul decedat și noi nici în ziua de astăzi nu știm care e motivul. Vineri am plătit mi s-a zis că sâmbătă o să fac autopsia copilului. Noi am plătit un medic legist ca să facă autopsia privată de noi plătit. Da. Și când a făcut-o, domnul mi s-a zis, din ce a văzut vizual, așa s-a exprimat domnul specialist, o să iasă de la microscop și toate astea în termen de 2 săptămâni. Da. Și mi s-a zis că vizual ce a văzut dânsul ar fi ca copilul ar avea coastele rupte și cervicala ruptă. Deci s-a acționat în forță asupra trupului lui și din cauza asta? Exact, exact. Dar nouă nici în ziua de azi am sunat vineri la ora 2. Când am ajuns acasă, că la spital nu ne-a răspuns nimeni, nu ne-a deschis o poartă, nu ne-a băgat nimeni absolut în seamă, nu pe noi fiind ca cumnate, măcar tatăl copilului să-i răspundă cineva, să-i spună de ce s-a întâmplat aici. Măcar ne bucuram dacă ne spunea măcar adevărul în față. Corect. Dar fiind tatăl copilului, trebuia să știe și el un motiv. Azi fiind în duminică, în nouă, nimeni nu ne-a dat nici un răspuns. Am sunat vineri la ora 2, să vorbesc cu cineva din spital, am sunat la UPU, mi-a zis să sunt pe ginecologie, am sunat la ginecologie, m-a trimis pe UPU. Și o asistentă foarte revoltată, că nu, nimeni nu este în spital, e o simplă asistentă după culoar, după secție și nu poate să-mi dea niciun răspuns. Doamna manager, domnul director, este vineri și este plecat, așa mi s-a spus. La ce oră, doamnă, vi s-a spus treaba? La ora 2. Am înregistrarea la orele 14, la orele 14 după amiază. Da, vineri, azi că nu mai găsesc pe nimeni. Auziți, doamna spună, și ați reușit până la urmă să vorbiți cu conducerea spitalului, cu doamna director medical, cu... Nu, cu nimeni, nu este nimeni. A spus că e în weekend, apropie weekendul, e după masă și pe nimeni nu mai găsesc. Și nimeni nici în ziua de azi, doamna doctor a plecat la București, la dânsa, unde s-o fi dus. Și de atunci nimeni nu știe, nu avem un număr de telefon, doar am aflat și ce am căutat că domnul dânsa e... rezident, că nu ne-a spus nimeni despre ea absolut nimic, unde o găsim, un număr de telefon, nu ne-a dat nimeni nimica. Adică noi ne ducem, ne luăm copilul să-l mormântăm, dar nu știu motivul de ce. Dacă noi nu plăteam specialistul să ne explice și să ne dea exact mură în gură ce se întâmplă, noi nu știam absolut nimic nici în ziua de azi. Adică ne luăm copilul, mormântăm, dar nu știu de ce a murit. Auziți, doamna spun, acum ce să spun, condoleanțe, e un suflet viu și așa să spune. Ce vreau să vă întreb, aveți ceva de transmis doamnei director medical sau doamnei manager nou al spitalului județean Călăraș? Nu, doar eu am spus la dumneavoastră, mâine o să ne ducem și aș vrea să vină televiziunea. La ce oră mergeți, doamnă? La ce oră mergeți la spital? Păi noi o să fim de dimineața la prima oră acolo și poate datorită televiziunii, poate o să iasă cineva. Că noi seara, joi seara, am strigat acolo în gura mare și am țipat și poate iese cineva și am zis că a doua zi o să venim cu televiziunea. A doua zi vine de dimineață, toată lumea era speriată că o să vină televiziunea. Dânsul se speriase deja de lucrul ăsta. Și a spus să nu deschidă nicio parte la nimeni dacă o să vină televiziunea, că vine dimineața, aștepta ca televiziunea să fie acolo.
dar n-am reușit și n-am putut să luăm mai hai legătura. E regretabil. Auziți, doamna Spănu, aveți încredere în domnul președinte Vasile Leuță de la Consiliul Județean? Nu știu, personal eu nu-l cunosc. V-ar supăra dacă i-am aduce și dumnealui la cunoștință despre situația asta, că el coordonează administrativ încă acest spital județean? Da, nu știu, vreau să audă, să ducă peste tot. Eu aș vrea să chem și televiziunea de până alte părți. Da, doamnă, eu vă promit că mâine o să vin acolo cu încă un coleg de la un alt cotidian și vom face public dacă ne solicitați aceasta. Ce să spun, ne pare rău că s-a ajuns aici și noi vrem să vă ajutăm și în general toate persoanele care sunt în această situație, nemulțumite, nefericite, au trecut până astfel de întâmplări. Da, nu mi se pare corect ca nimeni să nu ia să dea un răspuns, să spună de ce s-a întâmplat. Vrem adevărul, nu mi se pare corect, adică ca nimeni din tot spitalul, chiar nimeni să nu poată să iasă să dea un răspuns. Eu nu înțeleg lucrul ăsta, cum să poate așa ceva? Ca nimeni să nu știe de ce. Mama copilului, cum spuneați că se numea? Gheorghe Vasilica, Petre Vasilica. Petre Vasilica, vă este ce fel de rudă? În ce fel mă rudiți, doamna Aspăn? Cumnată. Este cumnată dumneavoastră. Ia cum se simte acum? Mai este în spital? Ce s-a întâmplat? Este în spital, da. O să o externăm mâine doar pentru mormântarea copilului și după, nu știu, să vedem. Vă veți îndrepta în vreo formă juridică împotriva Spitalului Județean de Urgență Călăraș? Dacă o să fie nevoie, da. Dacă o să... să arate vinovăția lor, da. O întrebare la sfârșit acum. Mai aveți încredere în serviciile medicale de la acest spital, alte servicii medicale? Până acum am fost mulțumită, nu pot să zic, Doamne ferește, dar asta chiar mi se pare ceva ieșit în comun. S-a întâmplat nenorocirea, deci acuzați lipsa de comunicare într-un fel, dar aici, din cauza asta, sunteți nemulțumită. Da, exact, dacă ieșea cineva atunci seara să ne spună ceva, rămânea așa și mergeam pe ureche, da. Iar n-a ieșit nimeni să ne zic absolut nimica. Uf. A doua zi la fel, nimeni. Bine, doamna Spănu, noi mâine dimineață la orele 8 e bine, suntem în fața la spital, la intrarea auto, aceea dinspre Bulevardul 1 Mai. Principală. Intrarea principală, aceea dinspre Bulevardul 1 Mai, unde este paznicul. E bine? Da, puteți să-mi lăsați un număr de telefon, ceva, cum nu le iau legătura cu dumneavoastră. E numărul ăsta de telefon, tu pe ăsta mă sunați. Da, pe acesta. Da. Și cum vreau să, aș vrea să iau legătura să mai chem pe cineva? Fiindcă e caz, văd că nimeni la nicio televiziune nu răspunde. O să vorbesc cu un coleg ca să ia legătura cu televiziunea și va suna pe numărul acesta. Va spune că nu în partea mea, e bine? Da, aștept. Așa, doamna Spănu. Bine? Dar vrea să rezolve până mâine, în seara asta, adică mâine dimineață să sigur fie că acolo. Da, să fie pregătiți acolo. Bine, doamna Spănu. Să rămâne, la revedere. Bine, la revedere.